Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De joi încolo, peste weekend, e Slană Fest la Brașov. Hai mă, nu spune ce. Slană Fest, trebuie să ne luăm liber. Eu joi, 1600 de calorii și tu-mi zici de Slană Fest. Păi tu dormi roși. Păi și la miros, cred că la Slană Fest, cred că sunt vreo 2000. Slană Fest, marcă registrată. Sunt evenimente în fiecare an, în perioada iernii, ianuarie, februarie, am descoperit. De ce n-am știut asta până acum? Newsbrașov.ro scrie. Deci fiți atenți și frumos, scrie redactorul de la News Brașov despre acest festival. Slană Fest este o marcă înregistrată a unor șiruri de evenimente gastroculturale ce au loc în fiecare an, în perioada iernii, când slănina porcului sacrificat de Ignat este maturată, coaptă, afumată, numai bună de gustare cu prietenii și chiar pentru o prezentare în fața unui juriu consacrat, compus din doctori în slăninologie. Cine deci, e doctor în slăninologie? Eu aș putea fi, da. Am putea fi, da. Dacă redactorul e dintre noi. E de-al nostru. Îi simt. Înțelegem. Stai să vedem dacă tremorul. Știm și cum semnează, dacă avem și semnătură pe acest articol. Da, domnul Sebastian, da. Domnul Sebastian Dan, toată stima din partea Sebastiene, noastră. Ești de-al nostru, tăticule. Și să-mi lași un număr de telefon, că eu când mă las de emisiunea asta, vin să mă fac slăninolog. Să știi că, uite, chiar îmi punem problema ce să... Nici n-ai activitate multă, ianuarie, februarie, adică doar atât. Da. Dar lucrezi... Deci se organizează Slană Fest, este deja de tradiție, se organizează de 12 ani încoace. În orașe precum Cluj-Napoca, Brașov, Sibiu, Tuzna-Dăbăi, Borsec, Macău. La Macau se joacă Macau, la Macau. Sfântul Gheorghe, Miercurea Ciuc, Șamșud. Și Viștea. Viștea. Deci concurs de slănine. Sunt mai multe ediții. La concursul de slănine, cred că puteți să ne înscriem și noi. Dacă vreți. Ei au în partea ardeleană. Ăștia ai nabii, nu permutează la asta. Nu știu ce vrei să zici. Au multe sortimente de slănină. Da, tăticule. Asta e fița. Eu când mă duc câteodată la mine, la sibienii mei în obor, nu știu ce să aleg. Serios. Și alegi tot. Ea e fiartă în zeamă de varză. Da. Ea e uscată, și afumată. Da. Mi-aia îmi place cel mai mult. Aia cu boia. Aia mai proaspăt, așa, care nu e nici fiartă, nici afumată, nici nimic. Dar e nenorocire. E una, e ca un unt. Da. E unt. Bine o să iei plâng. Și o pui pe pâine și taci. Da. Așa, uscat, afumat, așa. Bă, nenorocit. O geană de carne doar, o geană. Eu vreau să mă mulg lângă obor. Păi niște usturoi. Deci nu acolo e bine. M-aș muta? Eu să știi că levit cât pot de mult. Serios, adică dacă mi-aș da frâul liber, ar fi nenorocire. Eu așa nu cal mai des de o dată la două săptămâni pe acolo. Eu nu du-te pot să mă duc. Deci, când tu nu te duci în obor, mai des de o dată la două săptămâni. Oricând mă duc, vin să acoșesc ceva. Nu mă pot abține. Și tu mergi practic în obor de bașca, două ori? Mici, băi, bașca. Tu mergi de două ori pe lună în obor. Da, maximum trei. Maximum trei, serios. Pleacă-mă de aici, tu cui spui asta? Ia că-ți spun. Vara ce merg mai des, că e că cald ce? Și... Da. E anotimbă estival sau ce? Asta cu mici și cu bere și cu... Da. Bine. Slăninuță. Denumirea produsului derivă din slava veche, ci că ucraineană îi zice salo. Belarusă, sala. Maghiară, salona. Poloneză, slonina. Bulgară, slănină. Română, slănină, slană sau clisă. Clisă, tată. Brașov, da? Începe când? Joi? 12 februarie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.